Seara, astăzi vom face o cremă cu avocado și vom face un ulei de avocado mai întâi și după aceea vom face această cremă. Vom adăuga și miere de salcâm, o linguriță. Vom adăuga și vitamina E și vitamina A, ceară de albine și ulei de măsline sau de floarea soarelui ca să facem acest ulei de avocado. Vom face acest ulei din coaja de la avocado. Eu am tăiat avocado și deci din pulpă am folosit-o la altceva și coaja am uscat-o și din sâmbure și o să le punem cu ulei. Deci coaja de la un avocado, nu mai mult, așa. Și vom pune să cântărim uleiul. Vom sfârma așa bine această coajă. Și mai întâi vom prepara uleiul la cald pe baie de abur. Eu l-am preparat deja. Deci în momentul când se prepară acest ulei la cald, îl lăsăm peste noapte și apoi îl folosim a doua zi. Așa, aici avem sâmburelul. Și adăugăm ulei. Deci cât să acopere și vă spun imediat cât este. Deci puteți pune și ulei de măsline și ulei de floarea soarelui. Și o să punem așa. Ulei de măsline, vă spun imediat, cântărim în același timp. Deci am pus 45 de ulei de măsline. Așa, și acoperim 50, mai punem puțin. 60 de ulei de măsline la un avocado. Așa. Și acest ulei noi îl vom pune pe baie de abur și vom lăsa să fiarbă circa 20 de minute. După ce a fiert 20 de minute, îl vom lăsa să se răcească și îl vom folosi a doua zi. Eu mi-am pregătit unul înainte. Așa. Bună seara, bună seara și bine ați venit! Facem o cremă pentru față cu ulei de avocado, cu vitamina E și vitamina A. Am să adaug și ceară de albine și miere de albine de salcâm, o linguriță. Deci uleiul de avocado, deci făcut împreună cu coaja de avocado și sâmburele, au multe beneficii, așa cum ar fi vitaminele A, D și E și nutrienți, precum grăsimile din omega-3. Așa, voi pune totul în aceste borcanele, așa, sterilizate. Așa, am să dau puțin deoparte. Aici avem uleiul preparat înainte, deci de ieri. Deci după ce am pus coaja de avocado cu sâmburele și cu uleiul, îl punem pe baie de abur 20 de minute, 30, și îl lăsăm să fiarbă pe baie de abur. Apoi lăsăm să se răcească, dăm deoparte și a doua zi preparăm această cremă. Deci lăsăm peste noapte să infuzeze această coajă și sâmbure de avocado. Am să dau deoparte. O să pun așa aici. Și aici am pus pe baie de abur și am reîncălzit. Așa, nu știu dacă se vede. Ia să prindem o mână. Așa. Acum voi scoate, ia uitați, aici avem uleiul, voi scoate această coajă de avocado și vom adăuga celelalte ingrediente. Așa. Ia să scoatem de aici. Deci puteți strecura acest ulei
Dar eu am să scot așa, așa. Ia să încerc să scot așa totul de aici. Așa. Acum voi adăuga o lingură de miere de albine de salcăm. O lingură, o linguriță. O linguriță mică voi adăuga. Așa. Atât. Și lăsăm să se topească. Voi adăuga și câteva picături de vitamina A. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, 10 picături de vitamina A. O pipetă. Așa și vitamina E. Așa, tot așa, câteva picături. Este mai groasă. Acum amestecăm. Deci hrănește, această cremă hrănește foarte bine pielea. Este o cremă care se absorbe foarte, foarte bine în piele. Repară pielea uscată. Creează un țesut nou. Așa. Amestecăm. Deci eu de desubt aici, vedeți, este fierbinte, am pus pe baie de abur și acum miere, ceară de albine naturală. Așa. Și vom tăia așa în bucățică. Am să vă spun cam cât cântărește, ca să avem așa o idee. Am să cântăresc mai întâi bucata mare și să vedem cât are bucățica mică. 3 grame avem aici. Și am să pun așa bucățica mea de ceară aici să se topească. Am adăugat miere în această cremă pentru că regenerează pielea, calmează iritația pielii. Și dacă avem pielea inflamată, menține tenul hidratat, miere de albine. Uleiul de avocado, deci hrănește excelent pielea noastră, deci se absorbe foarte ușor, repară pielea uscată, deci noi între timp aici ne uităm la ceară să se topească. Așa încă puțin și încercăm să vedem consistența cremei noastre. De avocat vindecă mici răni dacă aveți pe față sau probleme de acnee. Deci acest ulei de avocado practic ajută la vindecare. Deci o cremă extraordinară vă las astăzi cu miere de albine, cu vitamina A și vitamina E. Încă puțin și încercăm. Noi o să încercăm aici pe o farfurie, o să punem o picătură, două, să vedem dacă se întărește, vedeți? Și dacă se întărește, înseamnă că este de ajuns să ceară de albine. Dacă nu se întărește, mai adăugăm. Sau dacă nu suntem mulțumiți de consistență. Vedeți? Ia să vedem. Ia uitați. Încă puțin. Așa. Să vedem dacă este gata. Am să mai pun, vedeți că încă nu este gata și am să mai pun puțină ceară. Încă nu este. Și am să mai pun puțină ceară. Am să mai tai tot așa încă 3 grame. Tot așa o bucățică.
Vedeți? Tot așa o bucățică de ceară. Am să o tai bucățele mai mici ca să, să se topească mai ușor. Și punem așa aici. Tăiem așa bucățele mai mici de ceară și punem să se topească mai repede. Deci în jur de 6 grame de ceară am pus aici. Deci coaja și miezul de la un avocado, eu le-am lăsat să se usuce și am făcut cu coaja uscată și sâmbure uscat. Așa. Lăsăm să se topească. Mai încercăm încă o dată să punem, dar cred că este gata crema noastră. Și ia să o răcim așa puțin. Vedeți că acum este mai groasă. Ia uitați. Așa. Se vede, nu? Încă este caldă. Așa, crema noastră este gata. Ia uitați-o. Ia uitați. Așa arată. Și o masăm frumos pe tenul nostru. Așa, până intră în piele. Se ține la frigider. Așa, să punem și în cutiuță. S-a topit. Eu mi-am pregătit aici o cutiuță. Am să scot căpăcelul. Și vom pune din compoziția noastră. Ia să vedem dacă s-a topit toată ceara. Și vom lua așa cu lingurița și vom pune. Vom umple. Apoi punem căpăcelul și lăsăm la rece. Deci această cremă o păstrăm la rece. Eu vă sfătuiesc să faceți puțină de fiecare dată. Pentru că noi nu punem conservanți în creme. Și nu țin așa de mult. Deci faceți puțină. Ați făcut mai multă, mai dăruiți. Așa. Deci umplem borcanelul. Și punem așa în borcanele mici. Mai pun încă puțină și este gata. Am umplut aici borcanelul nostru. Voi pune capacul. Așa. Dar mai întâi o las să se întărească puțin. Ia uitați, deja începe, se vede, nu? Așa. Punem căpăcelul și închidem. Și acesta este crema noastră cu avocado, miere de albine, vitamina A și vitamina E. Să vă mai arăt încă o dată cum se verifică consistența acestei creme și tuturor cremelor. Ia uitați, punem și verificăm. Și dacă ne place consistența, o lăsăm. Ia uitați cum se întărește, vedeți? Se vede. Să pun așa pe roșu, dacă se vede mai bine. Nu. Așa, ia uitați. Vedeți? Și ea stând în frigider la rece se întărește mai bine. Așa. Aceasta este crema noastră cu avocado. Și ia să vedem că s-a mai întărit, să desfacem. Ia uitați, vedeți cum se întărește? Așa. O lăsăm să se răcească și apoi o dăm la frigider. Aceasta este crema noastră de față cu avocado. Cu miere de albine, vitamina A, E și ceară de albine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu noi rețete. Vă mulțumesc! Seară frumoasă tuturor! Pupici și multă, multă sănătate! Și vă mulțumesc că m-ați urmărit și ați fost în direct cu mine. La revedere!